Un biciclist a murit după ce a fost lovit de un autoturism înmatriculat în județul Prahova. Evenimentul rutier s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă la ieșirea din localitatea Remuș, comuna Frătești. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu pentru a stabili cine se face vinovat de tragicul eveniment. Un bărbat în vârstă de 48 de ani din București, în timp ce se deplasa cu o bicicletă pe drumul național 5, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a fost accidentat mortal de un autoturism. La fața locului a fost chemată o ambulanță, dar medicii nu au putut decât să constate decesul biciclistului în vârstă de 48 de ani din București, care locuia fără forme legale în Giurgiu. Pe numele șoferului din Ploiești, oamenii legii au deschis o lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.